Primăria Târgu Jiu a pregătit o serie de evenimente ce vor avea loc săptămâna viitoare. Manifestările vor începe chiar la sfârșitul acestei săptămâni, dar oficial programul va debuta marți seară printr-un spectacol de sunet și lumini. La ora 22, în zona Parkinsuliță Lac Jiu, va avea loc deschiderea oficială a zilor municipiului Târgu Jiu. Spun oficială pentru că atunci avem programat un spectacol de sunet, lumini, pirotehnie, care să dea startul pentru distracția la zilele municipiului Târgu Jiu. Vă invităm să fiți alături de noi atunci. Este o oră așa de înaintată pentru că avem nevoie pentru ca spectacolul să fie într-adevăr vizibil și să arate așa cum ne dorim. Miercuri 20 mai va avea loc tradiționala procesiune religioasă dedicată patronilor spirituale ai municipiului Târgu Jiu, Sfinții Împărați Constantin și Elena. Spre bucuria tinerilor, sâmbătă seară, începând cu ora 17, vor fi sărbătoriți toți tinerii care împlinesc 18 ani în acest an. Parada lor va pleca de pe faleză, va merge pe Alea Scaunelor, traversează Bulevardul Constantin Brâncuș prin fața Hotelului Gorj, Victoria Pietonal până în Piața Prefecturii, unde toți participanții la paradă, în jur de 1000 de elevi, vor evolua într-un flash mob care la momentul acesta se află în repetiții. Joi va avea loc festivitatea de dezvelire a stelelor dedicate unor personalități gorjene, Francisc Milescu și Victor Daimaca. Iar seara pe insuliță va avea loc un concert cu Emma Ștefan, Ania și Tavi Colen Band. Spectacolul de final de pe insuliță va fi susținut duminica viitoare de Elena Hazna, Elena Gheorghe și trupa Alb Negru.